Hei! Bună! Stai că-ți dă... Ai soare, ia, stai așa. Gata. Acum ești bine. Sunt cu țigara în mână și nu vreau să le arăt că fumez. Hei, ia arată-le că fumez, ia. N-ai curaj. Ce, crezi că se apucă de fumat dacă ai găsit sau ce? Nu, dar nu dă bine pe cameră. Ei, nu. Ne-am oprit să bem o cafea. Unde alta, da, eu am tot dormit. Și l-am lăsat singur pe Cezar la volan. Să se plictisească. Suntem în Bulgaria, mai exact știe Cezar unde. Eu dorm. Suntem la ceva, Osicovița, ceva de genul ăsta. Cred că mai sunt undeva la 200 de kilometri până la Sofia. S-a mers foarte bine și liber. Deci nu e nimeni, nici pe orașe, nici pe autostrăzi, nimeni. Așa că am bănuit bine că dacă plecăm la ora 3 așa să prindem liber și e chiar ok. Acum e undeva la ora 7, cred. 7, da, 7, 7 și ceva dimineața. Da. Și, da, abia așteptăm să ajungem în Grecia, să vedem dacă se întâmplă ceva la vamă, la ei acolo. Dacă ne țin mult, puțin, vedem. Când ajungem acolo, vă arătăm și trecem cu bine împreună sau... Separat. Nu, vorbeam dintre noi și ei, dintre noi doi. Sau... Știu, sau stăm acolo. Sau stăm acolo că avem cort, tot ce trebuie, ne băgăm la somn în vamă. Da. Bine, o să ne mai auzim puțin mai încolo. Ne terminăm și ne repede țigările. Bine, Alina. Cafeaua. Nu, cafeaua poți să o termin și în mașină. Așa că Alina o să-și termine țigara. Fumează, da. Uite, nu vreau să vă arăt. Uite, vă arăt eu. Fumează. Fumează. Plecat de la McDonald's, am oprit la, nu știu exact unde suntem, să vă zic, uite că mai avem 400 km până la destinație, adică până în Halkidiki, acolo aș vrea să oprim și vreo 150 de km până la vamă și am oprit puțin să mă odihnesc, că eu de obicei nu mă odihnesc când conduc, adică merg drum întins, dar nu cred că mai ajuns aseară somnul. A dormit 4 ore jumătate maxim. Da, dormisem 4 ore jumătate după vreo 28 de nedormit. Și nu au fost suficiente și a trebuit să mai îmi încarc bateria. Mai aveam așa vreo 15%. Și mi-am mai băgat, că eu am și încărcare de asta rapidă. Și m-am băgat la încărcat, par, ia uitați-vă, mi s-a ambenoat, le-a prins, zici că sunt felinar. Ne-am luat câte un sandwich, o să vedeți pe Instagram că am pus story. Și gata, la drum. Foarte liber, 10.52 și tot, nu sunt multe mașini. Da, e ok, se circulă foarte bine. Da. Bine de tot. Români am văzut destul de mașini cu numere de România care vin în Grecia. Mai bine, zic eu, decât să stea pe
pe litoral la noi, zic că mai bine veniți în Grecia. Alina a băgat și un pic cu somn. E, n-a fost chiar așa un somn. Am ațipit mai mult, dar țipeam, mă trezeam. A țipit de mai multe ori. M-a țipit de mai multe ori, dar mă trezeam. N-a fost ceva odihnitor, pentru că tot auzeam mașini care parcau lângă noi, care plecau de lângă noi și parcă dormeam, am dormit așa, e purește mai degrabă. Ai dormit ca malaize la hotelul ăla. Da. Pe autostradă. Exact, exact așa, da. Și am ideea că după ce am moțăit așa vreo oră, mi-am dat seama că am moțăit cu luminile aprinse la mașină. Dar e bateria bună și n-am avut probleme. Găseam noi un coleg să ne ajute. Uite și uite rulote, uite una, două rulote. Da. Bun o căsuță din asta. Trăgeai pe dreapta și băgai somnic. Ajunsem la vampă. Și hai să vedem acum cât stăm. Dar unde este coada aia de care s-a vorbit? Așteptăm, păi bănesc că de aici începe coada. Dar să vedem acum cât durează. Deci este 12 și 14 minute. Hai să facem și un print screen aici. Când am început să stăm la coadă. Gata, boss. Am înțeles. Ne-a chemat? Ți-a mai făcut? Probabil cei cu mașinile mai... Da. Mașinile mici. Mașinile mici, că tirurile văd că stau pe o singură parte. Da, ca de obicei. Și hai să vedem. Aha, și aici este altă coadă. Să vedem care sunt alea. 20 de ore de stat. Că la 20 de ore de stat trebuie să fie coada destul de mare. Și ce? Dar ce mai greu? Trebuie să ne băgăm noi aici, așa la... Avem loc? Avem. E cam îngust. Dar ne descurcăm. Am zis că ne tirăm de tirul. Așa. Și acum să ne scaneze documentele. Așa cum le vom. Da. Deci nu e nicio coadă. Bine, fi și duminică. Eu, părerea mea e că toată zarfa aia și toată coada aia a fost în cursul săptămânii, pentru că toată lumea s-a înghesuit să plece în cursul săptămânii. S-au gândit că lumea lucrează și nu pleacă mai nimeni în cursul săptămânii. Evident că și-au luat țeapă în legătură cu treaba asta. Văd și televiziunea pe aici. A fost mai în spate și televiziunea era o tanti care s-a uitat la noi așa un pic, era cu microfonul în mână și s-a uitat un pic să își dea seama dacă acceptăm un interviu sau nu. Da, a văzut că... Și a văzut că nu suntem prea prietenoși așa la față, mai ales eu că aveam deschis ochii. A văzut că suntem de la Caesar Show și a zis, stai așa că nu, că ești cunoaștem pe băieți. Le-am dat subscribe. Și noi ne-am orientat bine cu ziua de duminică dimineață, a fost ok. Adică văd că e ok. Chiar e ok, ne-am orientat bine.
parcă ar fi o zi normală. Nici nu zici că e vorba de pandemie sau de ceva. Oare îmi trebuie și pașaportele? Nu. Ori unele, ori altele. Ok. A, și mai uite, e și testare în față. Mhm. Vezi? Da, da, da. Acum ne-a testat pe toți, ne testează cum ne testa. Bine, acum hai să nu ne bucurăm prea tare că există posibilitatea, cine știe, să stăm ceva. Nu cu orele, dar să stăm ceva. Vedem când o luăm la drum de aici. Da. Când ne geamăm. Da. Bun, cred că trebuie să coborăm aici. Nu. Nu? Nu, doar... sunt angajați, am înțeles. Nu pe toată lumea scanează. Ok. Perfect. Hello. Ok. Ok. Bye-bye. Asta a fost tot. Deci asta a fost tot? Da. Cred că te ia așa și după față. Nu știu. Ideea e că am petrecut în vamă la greci, nici mai mult, nici mai puțin decât maxim 10 minute. Da. Asta a fost tot. Deci, treaba cu statul 20 de ore e un mit. Nu, Guriță, nu că este. A, 20 de ore nu, 6 ore am înțeles. De la... Ce? De la, știi, eu așa am auzit la știri, undeva la 6 ore. Bă, s-a stat, sunt sigur că s-a stat în prima zi, când abia băgaseră ăștia... chestia asta cu documentul scanat. Și na, fiind atunci, nu știu, prea din scurt, probabil că s-au format cozi până când s-au organizat ei să verifice. Oricum, nu a scanat cu nimic ca document, decât s-a uitat pe el. Da. Nu l-a scanat, să zici că îl bagă într-o bază de date. Da, este ce e corect, că este pus în... există deja în baza de date a lor, doar le-am completat online. Da. Ok. Vedeți ce înseamnă cu uitatul prea mult la televizor? Ah, și acum trebuie să plătim și nu avem nici măcar un cent. Dar văd că se poate cu cardul. Super. Și atunci, da, nu mai este niciun fel de problemă. Dar avem... eu îmi făceam griji că nu avem bani scoși în euro și aveam acasă de la concedii cu ce ne mai întorceam noi și am uitat să iau, aveam o cutiuță specială în care țineam acei bănuți și m-am ofticat puțin. Scuze, m-am uitat să iau banii aia, că aveam ceva euro. Aveam vreo 20 bye, bye. Ceva de euro și erau buni așa. Da, dacă se poate cu cardul... Cred că s-au gândit și ei că e mult mai rapid pentru oameni, da. Pentru că mulți cred că veneau și... nici nu cred că se descurcau cu restul, pentru că fiind mașini trebuie să... te oprești să plătești și să pleci. Și mai repede. Și da, și îți dau și sume de astea. De fapt, cardul ăsta lasă aici, că o să tot plătim cu el. Ah, dar ce bine e că eu sunt fan card. Adică, nu, când am posibilitatea să plătesc cu cardul, sunt mare fan. Gata. Acum mai avem 264 de kilometri până la destinație, mai exact 3 ore. Da, o să mai oprim acum. O să mai oprim, ne mai dezmorțim, mai ne așteptam așa să stăm mai mult după cele spuse, da? Deci a mers foarte repede. Da.
Mai repede ca la bungă. Deci de data asta suntem niște norocoși. Da. Bun. Ne vedem puțin mai încolo. Ne-am retras puțin că a început o ploaie și sunt picături destul de mari. Și nu prea e ok să conduci acum, vizibilitatea nu este tocmai bună. Am oprit la o benzinărie, am alimentat și ne-au recomandat cei de acolo să stăm puțin feriți, că ploile sunt în perioada asta sunt destul de puternice. Așa că ne-am retras într-un colțișor și urmărim spectacolul. Fulger, plouă, na. Să vedem dacă o să continue așa. Probabil că în seara asta o să luăm undeva la hotel și o să mergem mâine în camping, să punem cortul. Nici n-am avea cum să-l punem dacă continuă așa. Da, dacă bate un vânt foarte puternic, abia am ieșit din mașină și dacă am încercat să punem cortul pe vântul ăsta, s-ar putea să ajungă cortul de la greci la turci, să-l ia vântul. Așa dacă reușim să-l punem, nu mai e o problemă. Dar, na, așa o să ne chinuim. Și dacă nu o să se oprească, o să căutăm un Airbnb, pe Booking undeva, caut un hotel ceva și stăm liniștiți, ne odihnim. Ia-o pe afară! Ia-o pe afară! Ia-o, dacă vrei să te bagi la somn, du-te pe afară! Ia-o! Hai că nu te plouă! Nu mă plouă, mă ia pe sus vântul! Oh! Ce mă plăie, fericit! Oh, și dă și cu sunet! Alina vrea să se bage la somn. Nu mai pot, că tot drumul m-a chinuit. Are și pernă? Cu memorii? Da, să vezi ce memorie îți amin pe somnul. Are memorie, da? Ia întreabă ce a făcut acum 2 luni. Dacă are memorie. Bă, ce-i dă cu plouă? Îi dă cu plouă? Hai să punem cortul. Da. Uite, avem corc, dar n-avem barcă. Ne trebuie și o barcă. Eu cred că o să încep să mă uit ușor așa pe un Airbnb ceva. Că din ce văd eu nu prea e de corc. De fapt, cred că mai repede pe un Booking. Că găsesc, face rezervare instant. Așa pe Airbnb trebuie să aștepți uneori și câteva ore până îți acceptă rezervarea proprietarul. Haideți că am luat până la urmă am găsit un hotel și am luat 2 nopți pentru că a plouat foarte rău și nu este cel mai bun moment de pus cortul acum. Așa că o să stăm undeva pe lângă muntele Olimp, am găsit. E în apropiere de unde suntem noi. Și o să mergem acolo 2 nopți. Vedem și noi ce găsim pe acolo, cum e. Până se mai usucă pământul, să punem și noi cortul în condiții normale. Adică dacă puneam cortul și după aia ploua, nu era o problemă. Însă acum o să ne facem nemozolim. Așa că zicem pas pentru 2 zile la cort și mergem la hotel, ne odihnim, ieșim pe afară, vedem ce găsim pe acolo și începem treaba. Și într-un final am ajuns la hotelul care l-am rezervat mai devreme. De fapt sunt niște apartamente într-un bloc ușor. Și o să stăm aici 2 zile, pentru că v-am spus, ați văzut și voi, de fapt, ploua în zona aceea și
Nu cred că era cea mai bună idee să ne apucăm de cort. Acum când suntem și prupți de oboseală, o să despachetăm. O să luăm cele necesare sus în apartament pentru 2 zile și stăm puțin, după care ieșim pe aici. Nici nu știu unde sunt. Habar n-am. Nu te-ai uitat pe voi să vezi cum se numește... Nu, ceva de Olimp. Eu am zis că e pe lângă muntele Olimp. Acum nu prea văd niciun munte pe aici, deci cred că am încurcat ceva. Cred că scria Olimpiacos, Olimpos. Nu văd munți. Da. O să mă uit și să vă spun. Hai să intrăm înăuntru, să luăm camera, să vedem ce am primit. Am plătit 60 de euro pentru 2 nopți. Și hai să vedem pe ce am plătit 60 de euro. Uite corcodușe, că voi corcodușe. Astea-s corcoduse? Da, bravo. Sunt corcoduse grecești. Așa, mă, zici că sunt caise. Ia. Ia-le corcoduse la oameni. A mie frică de gângănică aici, sigur sunt șerpi. Lasă-mă că ți-ai corcoduse. Sunt șerpi, am zis. Șerpi-li, bă! Uite-l mea la noi. Cine se uite, da? Mulțumesc. Nu se uită nimeni. Am mai dat peste șerpi în Grecia. Era să mă mănânce șarpilii. Șerpilii. Șerpilii. Am văzut o ușă deschisă acolo, e ușă deschisă. Acesta este blocul. Arată interesant, e nou. Dacă și pe dinăuntru e la fel, zic că am făcut treabă bună. În poze arăta bine. Da, au terminat de făcut curățenie și intrăm. Aici este. Da? Frumos. Uite, avem aici. Merită în baie. Ce frumos este. Este o clădire nouă. Și toate apartamentele sunt noi. Arată bine. Așa. Aici e ușa. Și... ce avem aici? E o baie și un dormitor cu... o ghiuvetă și o plită. Un frigider. Ok. Aici ce avem? Un fierbător, o oală. Ia să vedem ce mai găsim aici. Aha, super. De toate. Patul. Și un balcon. Un balcon destul de mare. Dar masa asta nu avem de putut scaun. Ah, stai că avem balconul pe colț. Ah, am prins-o. E mai măricel așa. Da. Ok, am înțeles. Frumos. Și un view de aici. Un view de aici, avem alte hoteluri. Și v-am promis că vă spun unde anume suntem. Nici nu știu unde suntem, frate. Deci eram pe drumul spre Halkidiki și ne-am sucit. Știți că ne-a întrebat cineva în live cu ce planuri avem, pe unde mergem. Vedeți ce planuri avem noi? Avem planuri că nu avem planuri. Avem planuri că nu avem planuri. Așa facem noi. Adică nu e o problemă, nu e nimic stabilit. Ploua, asta e, nu se poate cu cortul. Stăm și noi 2 zile aici. Adevărul că eram și super obosit. Deja mă gândeam cu cortul. Stai să vezi că urmează asamblarea, nebunie. Oricum nu o să scăpăm de asamblare. Nu, dar parcă partea bună e că o
o să fim mai odihniți când o să facem treaba asta. Parcă nu era momentul acum. Nu, no, nu, no, clar. Așa, și suntem. Dați o secundă. Cum să nu știu unde ești? Olimpiachi. Olimpiachi este pe undeva pe lângă Paralia Caterinii. De Paralia Caterinii ați auzit cu toții. Iar Olimpiachi este lângă. Stăm puțin, ne odihnim și dăm așa o tură să explorăm, să vedem ce ne oferă Olimpiachi. O să am și o nevoie la baie. Te rog. Mă duc eu? Da. Ne vedem mai încolo. La baie nu vă iau. V-am arătat.